Bebe, mâine echipa de junior de Unirea Alba Iulia, cei născuți 99-99, pleacă în turneu în Ungaria, la cupa la cap. Cum a fost să ajungem noi, Unirea Alba Iulia, în Ungaria? Mă gândesc că au fost niște sfori de tras, ca să zic așa. Da. În primul rând, sfoara noastră a fost, cu ghilimele de rigoare, sfoara noastră, a fost evoluția noastră bună în turneele din Ungaria de anul trecut. Din acest motiv, echipa organizatoare Vașa și Budapesta ne-a contactat și ne-a întrebat dacă vrem să participăm din nou în aceleași condiții la turneul de anul acesta, spunându-ne că de la an la an acest turneu va crește, primele semne se văd de anul ăsta, nu mai sunt 4 echipe, sunt 6 echipe, la anul vor fi 8. Și am răspuns cu mare plăcere la această invitație, pentru că jucătorilor noștri le trebuiesc astfel de meciuri la un nivel internațional ridicat, pentru că vom întâlni echipe extrem de valoroase. Suntem în grupă cu Naționala Slovaciei, o echipă deosebit de bună și ei anul trecut au câștigat turneul. Plus echipa gazdă Vașa și Budapesta, care este un centru de tradiție la nivelul copilor și juniorilor în Ungaria. Condițiile de acolo sunt excelente și anul acesta ni s-au asigurat condiții deosebite și trebuie să țineți cont de faptul că mergem gratis, fără să plătim absolut nimica. E un lucru foarte, foarte important pentru noi. Anul acesta vrem să avem rezultate mai bune decât anul trecut, pentru că consider că am format un grup puternic. Am urmărit în ultima lună toate meciurile aproape de la nivelul juniorilor C din județ. Mă refer la cele jucate de Unire și echipele din frunte. Și am contactat, părerea mea, cei mai buni jucători, sau aproape cei mai buni jucători, sau valoare ridicată de la echipele fruntașe. Și astfel am reușit să-i aducem lângă jucătorii de la Unirea Alba Iulia pe Dan Laurențiu de la IUD, pe Duma, tot de la IUD, pe Nicoară, care din păcate să nu poate să participe la acest turneu, datorită unor probleme personale. După aceea am reușit să aducem pe Stan George de la Rival Alba Iulia, pe încă un jucător de acum, pe Negrea și în turneu vom lua și cei mai, părerea mea, unii dintre cei mai buni jucători de la grupa de 99, proaspăt venită de la turneul de la Oradea, respectiv pe David Andrei, pe Davidaș, pe Lupea și pe portarul Lazar. Deplasăm un lot valoros, sper să avem o evoluție bună și să mulțumim, să zic așa, suportării echipei FC Unire. Acum voi chiar nu desplecați, dar duminică sunt și alegerile pentru funcția de președinte, respectiv de vicepreședinte la AJF. Da. Așa, dacă ar fi să-ți exprime o opinie, cam cum ai vedea m-am implicat în acest fenomen. Când am fost din partea clubului la vot, am votat așa cum am crezut eu de cuvință. Ce vreau să spun de data aceasta? În primul rând, e un element care trebuie spus. Președintele în funcție, Sorin Corpodean, părerea mea că în ultimul mandat a organizat extrem de bine multe competiții la nivelul județului și un exemplu în acest sens este Cupa Munților Apuseni. Gândiți-vă că unii dintre cei mai exponențiali jucători ai noștri sunt alături de noi pentru că au fost descoperiți la Cupa Munților Apuseni. Deci pe această care vreau să-i mulțumesc Sorin Corpodean pentru ideea care a avut-o de a organiza această competiție și cred că David Andrei, jucătorul descoperit în această competiție, va face carieră frumoasă în fotbal românesc. Eu sunt un tânăr extrem de talentat și sper ca și în turneul din Ungaria să aibă o evoluție foarte bună. Cu toate că la el s-a acumulat și un anumit grad de oboseală. Au avut foarte multe partide în ultimile zile. De aceea spun că îi urez mult succes în alegerea lui Sorin Corpodean și președintelui de la Unirea care candidează în funcție de vicepreședinte, Mihai Răscălescu,
pentru că împreună cred că o să fac, sunt compatibil, o să fac un grup foarte bun, au aceleași idei, sunt oameni tineri cu experiență acumulată în conducerea fenomenului fotbalistic, Mihai la nivelul cluburilor, Sorin la nivelul Asociației Județene. Sunt oameni de fotbal cunoscuți, cu multe idei și care au credibilitate în județul Alba și în fotbalul românesc. Sunt doi oameni care au făcut performanță și cred că merită să fie în fruntea fotbalului județean. Pentru că am ajuns la capitolul mulțumiri, vreau pe această cale să transmit mulțumirea noastră călduroase și a părinților pentru eforturile depuse de anumiți sponsori ai noștri și, să zic așa, primul sponsor inedit al nostru la această deplasare este membrii Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, pe care vreau să-i felicit pe această cale datorită modului cum au înțeles să ne ajute. Deci au donat o sumă de bani ca să acoperim suma de transport și ne mulțumim din suflet pentru acest lucru și sper ca să fie un început și un semn că echipa noastră FC Unirea Alba Iulia nu va muri și că va continua să fie echipa faniona județului. După aceea vreau să-i mulțumesc în mod special domnului director Inspir Constantin de la Ciceron Sebeș, pentru că ne-a făcut un cadou, o pereche de jambieri personalizați cu Unirea Alba Iulia și mulțumim foarte mult pentru gestul său. În același timp vreau să-i mulțumesc foarte mult firmei Vali Media, pentru că ne-a, ca de obicei, ne-a imprimat tricourile și ne-a ajutat în cele la nivelul echipamentului. După aceea domnului Sarmeș, pentru faptul că, ca de obicei, când plecăm în Ungaria, ne umple mașina cu cadouri de porțelan pentru echipele oaspete pentru protocol. Un om extraordinar și un om care a fost mereu alături de noi și în această perioadă extrem de grea și pe această care îi mulțumesc foarte mult pentru tot ce face pentru noi. Vreau să mulțumesc Alba Sport pentru că tot timpul și ei sunt alături de noi și ne mediatizează activitatea și vreau să mulțumesc domnului Balea de la pensiunea Balea din Câmpeni pentru că dânsul a făcut un gest extraordinar și ne-a sponsorizat cheltuiala cu tricouri de prezentare la acest turneu și știți cum e, fiecare luna mai contează și mă bucur că părinții de la acest turneu nu au fost nevoiți să scoată bani din buzunar. E un lucru foarte mare și foarte important și sunt convins că dacă vom avea o evoluție bună la turneul din Ungaria, vom fi invitați și la anul. Ce am vrut să mai spun ca o picanterie, cei de la organizatorii de la Cupa la Cap ne-au spus că în echipa Vașa și Budapesta vor fi și doi jucători de la Barcelona, așa cum fac în fiecare an. Am trecut, au fost doi veri. Acum să vedem cu ce jucători vor veni. Noi sper să facem o evoluție bună și jucătorii mei să nu se sperie de numele Barcelona și să vadă că și ei că Unirea Alba Iulia este un brand și că putem să obținem un rezultat bun și în echipe de talia, adică un jucător de talia Barcelona. Bebe, mulțumesc, drum bun și succes! Mulțumesc din suflet!